5 minute cu care sunteți obișnuiți, în care să răspundeți la următoarea întrebare. Credeți că un animal ar da viața lui pentru a trăi în viața oamenilor? Cred că un animal blând, inofensiv, s-ar speria puțin de lumea noastră care nu este tocmai tolerantă. Gândindu-mă bine, cred că leul, lupul sau vulpea s-ar simți bine printre noi. Doresc să menționez însă faptul că trăsăturile definitori ale acestor personaje nu sunt tocmai de placul meu. Adevărat, oamenii sunt considerați ființe superioare cu o societate dezvoltată. Din nefericire, din toate punctele de vedere, inclusiv partea negativă. Nu putem ști dacă animalele se comportă asemănător, așa că dacă viața, societatea lor se aseamănă deja omenirii, nu văd sensul unui schimb. Puteri mari și responsabilități mari, deci cred că nu și-ar dori să-și modifice statutul numit de noi inferiori. Nu se judecă, sunt prietenea cu celelalte și împart aceeași casă ca frații. Acolo, în lumea necunoscutului, ele cunosc tot și, în opinia mea, niciun animal nu și-ar da viața pe un animal probabil că s-ar gândi la așa ceva, la această schimbare, văzând cât de bine și ușor își duc oamenii traiuri, cât de ușor le este să supraviețuiască. Cu toate acestea, eu nu le-aș îndemna să fac acest lucru. Deși animalele se omoară între ele foarte des, ele o fac pentru supraviețuire. Noi, oamenii, însă, o facem din răutate. Animalele sunt într-un fel înjosite prin fabulele cărora le arată cea mai rea parte a animalului. Prin acestea, oamenii încearcă să arate că nu sunt singurile ființe rele din univers. Cred că